ne-a rămas Domnul Iisus pe pământ. Fratele Daniel mi-a spus astăzi de ce s-a înălțat la cer, ce beneficii ne-a dus înălțarea sa la cer. Acum vreau să vedem ce ne-a lăsat Domnul Iisus după înălțarea sa la cer. Și am zis că sunt cel puțin 6 lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat bisericii, le-a lăsat credincioșilor după înălțarea sa la cer. Astăzi o să le enumărăm și o să ne uităm foarte pe scurt la fiecare dintre ele 7 aspecte pe care Domnul Iisus, 7 lucruri pe care le-a lăsat după înălțarea sa la cer. Primul pe care știm din cuvânt că le-a lăsat este însoțirea sa. Vedeți, este paradoxal și ciudat. Cum adică, dacă s-a înălțat la cer, cum ne-a lăsat însoțirea sa? Nu s-a dus. Nu erau ucenicii și se uitau cu ochii pironiți pe cer că Domnul Iisus s-a dus. N-a fost asta un abandon? Prin înălțarea sa la cer, Domnul Iisus Hristos s-a dus acolo și pe noi ne-a lăsat aici? Nu. Ci dimpotrivă, dacă ne uităm în cuvânt, o să vedem că chiar dacă El s-a înălțat la cer, El ne-a lăsat, în continuare, însoțirea sa, promisiunea însoțirii sale. Matei 18:20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor, a spus Domnul Iisus Hristos. Însoțirea Mea va fi cu cei care se adună în numele Meu. Eu voi fi în mijlocul lor. Prezența Mea la fel de reală, ca și cum fizic aș fi prezent în mijlocul lor. Prezența Mea spirituală va fi la fel de reală, la fel de benefică, la fel de aducătoare de binecuvântare pentru cei care rămân. Slăviți să fie numele Lui. I-a lăsat însoțirea asta, Matei 28:20. Iată că Eu sunt cu voi. Nu iată Eu am fost cu voi și acum mă duc să fiu în cer. Ci iată că Eu sunt cu voi. Eu am fost cu voi. Eu mă înalț la cer, dar Eu rămân cu voi. Până când? Până la sfârșitul viacurilor. Iar în Marcu 16:20, în partea a doua versetului, am folosit și joi seara când am vorbit despre înălțarea Domnului. Spune acolo așa de frumos, Domnul, după ce s-a înălțat la cer, zice, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Iar în Ioan 14, de la versetul 12, Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine, va face și el lucrurile pe care le fac Eu. Va încă va face altele mai mari decât acestea, pentru că mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele Meu, va face Tatăl. Voi face. Cu alte cuvinte, Eu voi fi cu voi acolo și voi face Eu lucrări mari prin voi. Vă voi asista. Voi fi prezent împreună cu voi. Orice veți cere în numele Meu, voi face. Pentru ca Tatăl să fie prostăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele Meu, repetă versetul 14, voi face. Domnul Iisus ne-a lăsat însoțirea Sa. El este prezent și lucrează și face lucruri mărețe și minunate în viața copiilor Lui și în viața bisericii sale. Slăviți să fie numele Lui. Amin. De aceea, când vorbim despre biserică, ne vorbim despre un organism în care știm că Iisus Hristos, cine este? Capul bisericii. Și biserica este trupul lui Hristos. Și noi, spune Apostolul Pavel, fiecare suntem adunare unii altora. Dar Iisus Hristos este capul. Ei, când Domnul Iisus Hristos s-a dus la cer, a rămas trupul fără cap? Se poate produce o asemenea ruptură între trup și cap? Nu. El este în permanență, în conexiune directă și totală cu trupul, cu biserica Lui. El este prezent. Și Domnul Iisus Hristos spunea în textul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 14, cine are poruncile mele, versetul 21 și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta Lui. Versetul 23 spune, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu și Tatăl Meu îl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Iisus Hristos, prin înălțarea sa, nu s-a dus să nu mai fie cu
noi. Și din potrivă, ne-a lăsat, chiar dacă El s-a dus fizic, prezența Lui fizică nu mai este, ne-a lăsat și ne-a binecuvântat în soția Sa. Slavă Lui! Amin! Amin. De asemenea, ne-a mai lăsat ceva. Marcu, capitolul 16. Ne-a mai lăsat și puterea Sa. Da? El nu mai este fizic prezent în mijlocul nostru, însă El a lăsat, ne-a lăsat puterea Sa. Haideți să vedem ce spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, de la versetul 17, versetul 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele Meu vor scoate dragi, vor vorbi din noi, vor lua înmânășeri. Dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Amin. Vor primi puterea Mea. Iisus Hristos, când s-a înălțat la cer, El nu ne-a lăsat fără lipsiți de putere. Ci mai mult, ne-a promis încă o putere în plus. Pe lângă puterea Lui, ne-a promis și puterea Duhului Sfânt, când tot în același context, înainte de înălțare, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 18, spune: și voi veți primi o putere. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, toată Samaria și până la marginile, până la marginile Pământului. Sigur că textul din Marcu este un text care trebuie înțeles, care trebuie studiat, care trebuie așezat corect în context. Și sigur, sunt lucruri care aici sunt greu de cuprins cu mintea noastră. Nu cred că aici Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună că în mod exact și în mod absolut toți cei care vorbesc de Domnul Iisus Hristos vor fi caracterizați de astfel de lucruri. Ci cred că Domnul Iisus vrea să accenteze aici că puterea Lui, că al urma pe El și a crede în El, va da credincioșilor o putere deosebită care va depăși obstacolele, pericolele și lucrurile care vor fi în calea mărturisirii lor. Ei vor fi niște mărturisitori care vor fi umpluți de puterea și de prezența Domnului Iisus. De aceea, în versetul 20, nu ni se spune că după ce s-a înălțat Domnul Iisus, ei au plecat și au luat în mână șerpi. Ei au plecat și au băut ceva de moarte. Așa ni se spune. Asta au făcut ei. Așa au înțeles ei puterea aceasta. Că vor, cum a plecat Domnul Iisus, ei s-au dus și au și luat în mână șerpi, că pe ei nu-i vor vătăma. S-au dus și au băut ceva de moarte, că au știut că nu-i va vătăma. Asta au făcut. La asta se referea Domnul Iisus, că trebuia să facă ei. Nu. Ei s-au dus și ce făceau? Au propovăduit pretutindeni. Și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care însoțeau. Responsabilitatea și chemarea credincioșilor este aceea de a duce cuvântul în puterea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care își face lucrarea. Și în mod supranatural, atunci și acolo, când și unde El dorește să facă lucrul acesta. De aceea, noi baptiști am auzit de multe ori această idee că baptiștii nu cred în puterea supranaturală a Lui Dumnezeu de a face minuni în prezent sau de a face lucruri extraordinare. Fals! Noi credem în această putere. Este puterea Domnului Iisus Hristos care depășește absolut orice obstacol și orice pericol, ci care are autoritatea asupra oricărei situații care există în lumea aceasta, de boală, de demonizare sau de alte lucruri. Însă, credem noi că chemarea noastră principală este să răspândim cuvântul și este treaba Domnului să întărească atunci și acolo, unde și când El dorește, prin semne supranaturale, această lucrare. Amin. Ce ne-a mai lăsat Domnul Iisus? Ne-a lăsat, spune Domnul Iisus însuși, în Ioan, în textul pe care l-am citit. Ne-a lăsat un lucru atât de important. În trăirea noastră și în mijlocul frământărilor cu care Biserica a urmat să fie copreșită. Versetul 27 din capitolul 14. Vă las pace. Pacea Mea. Vă dau pacea Mea. Nu vă dau cu modelul meu, să nu vi se tulbure lumea, nici să nu vi se înspăimânte. Vă las pacea Mea. Când Domnul Iisus se învăța, vorbea în contextul înălțării sale, eu mă duc. Dar vă las ceva. Vă las pacea Mea. Nu mai sunt fizic prezent în mijlocul vostru. Dar pun în inima voastră ceva ce lumea aceasta nu poate nici să pună, nici să ia. Să trebuie să fie numele Lui. De aceea, în necazuri, în tristeți, în
boli, în suferințe, avem, ca și cu credincioși, ceva ce lumea nu are, nu poate vinde, nu poate oferi și nici nu poate lua. Necazurile și bolile și suferințele și martirajul n-au putut și nu vor putea niciodată să ia din inima credinciosului acest dar deosebit pe care Domnul Iisus l-a promis și l-a lăsat celor care au crezut în El. Pacea Lui, slăvit să fie El. Amin. Ne-a lăsat ceva Domnul Iisus când s-a înălțat. Uite că deja putem spune că suntem îmbogățiți de lucrurile pe care ni le-a lăsat. După aceea, ce ne-a mai lăsat? Ne-a lăsat Duhul Său cel Sfânt. Duminica viitoare vom sărbători coborârea Duhului Sfânt, dar în textul pe care l-am citit apare această promisiune că nu, ce zice Domnul Iisus Hristos în versetul 18? Nu vă voi lăsa orfani! Chiar dacă Domnul Iisus se înălța la cer, El spune, nu vă voi lăsa singur! Vă voi lăsa ceva! Vă voi lăsa pe cineva care va fi de aceeași valoare cu mine, care va fi de aceeași putere cu mine, care va fi de aceeași esență cu mine. Va fi Duhul meu cel Sfânt, Duhul cel Sfânt. Mă voi întoarce peste puțină vreme în lumea. Nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi vă veți trăi. Versetul 16 spune, eu voi ruga pe Tatăl meu și El vă va da un alt mângâietor, un altul de aceeași esență, ca și mine. Alos, în limba greacă, care înseamnă un altul de aceeași esență, la fel ca și mine. Care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărul pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Căci rămâne cu voi și va fi în voi. În capitolul 16, Domnul Iisus reia această promisiune în versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri în distanță, v-am umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Deci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Amin. Chiar dacă s-a lăsat Domnul Iisus, El ne-a lăsat Duhul Său cel Sfânt. Slavă Lui!